Salut! Bine v-am găsit, fraților, la un nou episod din Mini-UHC! Salutare, fraților! Bine v-am găsit și eu! Vezi că-ți sună telefonul, bă, ciocoflendere! L-am pus pe jos, gata, nu știu. Dacă vă amintiți voi bine, în episodul anterior, am zis că dacă vom strânge 500 de like-uri la el, va apărea și următorul. Am strâns de mult 500 de like-uri, numai că n-am mai avut timp. Eu n-am mai strâns, nu știu câte am strâns, de fapt, dar... Nu, no, dar eu n-am mai avut episod de vreo lună, două, ceva de genul. Deci, în orice caz, am strâns oricum 500 de like-uri, peste 500 de like-uri, deci va fi aceeași condiție dacă vom strânge... Dacă n-ați văzut, am postat eu episod și Eddie a murit în el. Deci, dacă vom strânge 500 de like-uri, va apărea și următorul. Exact. Nu de alta, dar e o chinuială destul de mare să stai să filmezi 40 de minute și... Și la mine, dacă s-ar putea să strângem 300, următorul episod vine imediat. Ei, nu chiar imediat, dar știi, vine. Imediat vine. Vine ca lumea. Nu așa o dată pe lună. Nu pui chiar o dată pe lună, unul pe săptămână. Da, este chinuială mare, că dacă murim, noi jucăm cel puțin 20 de minute fără să murim. Și dacă murim o dată, e stresant. Oh, stai că n-am voie cu F3, sorry. N-ai voie? Da, încercam să te găsesc pe tine. Păi și stai puțin, dacă apeși F3 ce? Păi vezi jucătorii, gen. Ai uitat? N-ai voie? Nu. Regulile lor. E cut clean, dacă nu mă înșel, ia stai, scenarios. Da, e cut clean doar. Ce înseamnă cut clean? Adică știi chestia cu orurile, cu... Spart. Așa, ca să... Da, ți le dă... Da. Ok, hai să găsim o mină. Ai toată șmecheria. Păi, aș fi stat să luăm niște mere, dar... Nu prea are rost, adică nu știu. Eu mă gândeam să ne facem full iron, să mergem la bătaie, că știi că dacă avem capete de alea, văzut, putem să-i batem și pe ea cu armure înceantate și căcaturi. Da, problema e să găsim o mină. Bă, tot dau F3A. Am venit de la Survival Game și am tendința să apăs F3A într-una. Da, uite, pe bune, niște... e bine. Cool. Ia să-mi niște fac eu. Astea, hai că e bine. Ne stabilim puțin aici. Bine, hai ne stabilim aici. Iau eu Da, fă-t un pickax. Iau piatră și pentru tine, fă-t o sabie și omoară găinile. Păi aia și făceam. Noi suntem organizați, mă, băiatule. Da, avem un team de doamne, nu ne bate nici dracu. Păi da, chiar acum, adineori citeam. Te-am aruncat 3 bucăți de piatră. Chiar adineori citeam o chestie interesantă, poate sunt și alții interesați. Cei de la Bad Lion organizează un turneu cu un premiu de $1000. Deci, e 5 versus 5. Ori cu SG, gen kitul de SG, ori kitul de build UHC, ceva de genul. E ok. Și locul 1, $1000. Merită să mergeți și voi să participați. Adică puteți să vă încercați norocul. O să vină în episoadele următoare despre turneul ăsta. Da, în mare parte eu pot să vă pun un link în descriere și să vă uitați și voi acolo. Ideea e că sunt echipe fără număr. Gen, până la 128 ceva de genul. Și abia s-au înscris câteva, deci, nu. Aveți și voi timp să intrați în principiu. Look what I found here. S-ar putea să trebuiască să intrăm pe Bad Lion să jucăm niște survival games, că eu nu știu ce dar mape. Dar nu survival games. A, 5v5. 5v5 cu kitul de survival games, asta am zis, da. Bun, bun. Viști tu la peșteră? Erau două găini, da. Hai că le las acolo. Bine, vină la peșteră când termin. Vine acum? Nu știu dacă ai văzut-o, da. Până jos m-am dus. Și ai picat? Nu. Ah, ok. Păi oricum luam heal, dar ideea e că dacă mori, nu te mai învie. Așa că... Știu și eu. Eram curios odată, știi, și m-am omorât. Mamă, frate, cum să te omori? Era ceva de, ha, mă, că oricum îmi dă heal, mă învie. Da, și nu ți-ai dat seama cât damage îți iei. Da. N-am vrut chiar așa să mor, știi, care tar datul, dar am zis că oricum mă învie, știi, și tot așteptam acolo, l-am întrebat pe Red, bă, Red, s-a dat heal-ul, da, mă. Păi și, pula mea, eu unde sunt? Mort. De atunci știu că nu trebuie să mori. Deloc. Și mai știu o chestie, când câștigi meciul poți să ți-l omori cu echipierul. S-a dat, nu s-a dat heal-ul încă, deci pot să-mi iau damage. S-a dat.
Acum s-a dat. Nu-i nimic în parte, cred. A fost cam la limită, așa. Ai luat tot? N-ai luat tot. Uite, aia era aici. Am luat că n-am fost pe acolo. A, dar unde dracu ai fost? Am luat niște căul care a fost în cantitate foarte mare. Păi și de ce ai luat o cantitate foarte mare de căul când n-ai ce să prăjești? Ca să fac 64 de torțe. O, oh, mersi frate, îmi luminezi. Bă. Mamă. Au venit doi. Da, serios? Am luat, ce fac? Fac sabie? Ce fac cu ăștia? De ce să fac sabie? Mai ai 4 minute și... Da, ăștia-s după noi și ne iau toate resursele de aici. E, ne iau toate căcaturile, eu am 30 de iron. 30 de iron? Ceva de gen. Ok, eu am 6. Hai că nu sunt prea inteligenți, nu-mi sparg crafting table-ul. Eu asta aș fi făcut. Eu îl țin aici, pe ăsta. Așa ține. Da, sunt 5 minute, frate. Eu cred că îmi pun așa, fii atent. Bam, bam, bam. Stai, așa. Și... Așa am luat și de... Craftează tu acolo și pentru mine. Eu am craftat, nu mai am pentru tine. Nimic? O sabie dacă vrei, ia. Ți-am dat. Mai bine îmi fac o armură și îmi fac de stone. Sau așa. Pe ăștia-i batem, frate. Da, mi-am făcut și un chest plate. Eu n-am iron, l-ai luat tu pe tot din mine. Nu chiar tot, da. Eu mamă, sunt... ce lag am avut. Eu sunt cu ăștia în groapă. Am găsit 2 iron pe jos. Păi eu ți l-am aruncat. Nu, am găsit acum în apă acolo. Lol. Uite aici, în apă, în cascada asta. A, da? Aici, așa, da. Random, pur și simplu? Așa, random, 2 iron pe jos. Mișto. De la ăștia, probabil, nu știu, l-a aruncat cineva. Bă, mai sunt 2 sus, ca să știi. Da, îi batem pe ăștia. Oricum, le dăm, nu vezi, dau nimic pe ei. Și ei toți se chinuie să iasă, dar n-au cum. Am mai avut noi tactica asta într-un meci, a mers super bine. Da. Da, mamă, ce GG am dat lui ăla. Cică bai. Cică bai. Oare va. Că amândoi așa am cică bai. Hai că mergem și noi atunci. Da, păi ce? Ce retardat el, ai văzut? Am văzut? L-ai văzut pe ăla? Aoleu, e asta încearcă să iasă, frate. E easy cu ăștia, mă. 2 minute mai avem. Bă, ies ăștia. N-avem pickaxe suficient de bun. Oh! Bă. Mamă, săraci, uite nu știu ce sparți sunt. Și-au luat damage numai așa. Ah, m-am blocat. Nu-i bai. Așa. Bliat, a scăpat. N-a scăpat. Sparge-l. S-a dus. Fuck, hai sus. Hai repede și noi sus. Nu mai am cu ce. Uite, aici. I-am găsit. Sabie de aer. Era să iau o sabie de aer gratis, așa moca. Bă, ar fi mișto, fii atent. Bă, și ei fac la fel. Bă, e cărămită. Lasă că îi batem pe ăștia, gata, mai sunt câteva secunde. Mamă, pe ăștia îi distrugem, frate. Vezi că și ei sparg. Mă. Vezi că te las să-i bați pe amândoi. Mamă, dar n-au armură deloc, săracii. Da. Au luat iron acum. Dar nu mai au ce să facă, nu mai au timp. Salut. Sormani.
L-ai bătut, sper. L-am bătut. Coaie, m-a aruncat până în apă. Bravo. Da. Vezi că e un gold block aici. Capul se poate sparge cu... Nu știu. De ăla de stone? Eu am doi iron, dacă vii jos sau... Ai, că îmi fac un crafting și îmi craftez pickaxe. Poți să-mi arunci și mie un iron? Ai? Da, am. Ți l-am aruncat. Dar tu n-ai full? Mi-am făcut niște buți. N-am full, mă, aveam un chestplate. Ești nebun la cap, de unde? Și acum ai full? Am chestplate și bocan și atât. Aolea. Păi mergem să-ți găsim gold. Iron. Taci, să nu te auzi. Bă, dar unde-i capul ăsta? LOL. Eu l-am luat. Uite-i capul ăla, vezi? Wow, l-ai lăsat acolo? Nu! Goldul era aici. Am un gold, bloc și un măr. Oh, nice. Da, l-am făcut golden head. Da, măr. Păi e bine, frate. Niște gold. E bine oricum. Ține-l golden head, lol. Trebuie să-mi găsesc iron urgent oricum. E mult mai bun golden head-ul, în orice caz. Gata, mi-am făcut. Le-am luat și mâncarea asta. Vezi că îți pică un pic net. Am văzut. hai că vin și eu sus. Am dus să-ți găsesc iron. Vezi că sunt rip aici, sunt în misiune imposibilă. Gata, ți-am mai găsit un iron. Unde te-ai dus mai exact? Aici sus, n-am ieșit. Gen, sunt... Nu știu cum să-ți explic, sunt încă în peșteră. Cam sunt lag spike-uri pe aici. Te-am văzut, eu-s deasupra ta. A, gata. Nu-i nevoie să te pui pe shift. Nu, mă pun pe shift pentru protecție. Știi, nu-mi place să fiu neprotejat. Mhm. De evenimente. Evenimente care se pot întâmpla. Gen, o petrecere super epică. În flăcă, în flăcă. Ți-a rămas gândul la film, a? Normal. Mau, dar prea nu e iron acolo, hai înapoi. Cam trebuie să ieșim, că nu mai e nimic. Aoleo, și full. Vezi că-s pe partea cealaltă. Încearcă să nu te mai bate. Tu pierzi viața, iurea. Ești full acolo. Nu cred că dă el în mine așa. Și eu sunt tot full. Păi da, dar problema e. Ah, am pierdut și o inimă. Fai. De-aia zic, fii atent. Vezi că e un spider în spate, dacă vrei poți să-l bați pe ăla. Asta mai are 7 vieți. Lasă, mă țin după tine. Să fim amândoi pe el. 7 vieți că... Ne întoarcem pe urmă după spider. Oh my god, cum am pus lava aia. Așa e? Am fost pro la fugit acum. L-a urmărit. Până la faza asta. Mamă, dacă am avea un arc și niște săgeți. Ce arc, frate? Dacă aveam un rod, îl terminam. Uite. Wow! Mă duc eu pe partea cealaltă? Du-te. Mai are unul. Unu. Holy shit. Am mâncat, frate, că dacă nu mâncam, nu mai puteam să sprintez. Și eu. Bă, fuck. Unu viață, frate. Cum, frate, să rămână în unu? Dar curiozitatea mea e... Ăla ne duce la timer? Dar nu, că pe top nu arată bine. Nu dacă arată te uiți. Chiar. Arată bine, sunt 4-2 amov. Ți se pare normal? 4 mov? Bam! GG. Mă ocup eu de zombalul ăsta și de creeper. Ok, hai că eu îți dau armură. Unde noi băiești? Acum am bătut un zombie. Ți-am lăsat aici armura lui. Și mă duc să iau și cap. No worries. Bun. Ți-am lăsat-o pe mal. Mulțumesc, chiar așa. Gata, mă. Bă. Chiar așa ai considerat tu să fii atât de generos astăzi? Da, sunt un băiat de treabă, mă, frate. Ne întoarcem după spider-ul ăla, că e mană cerească, așa să avem niște string. Cam, da. Că mă întorc. Ai viață sau cât ai? 18 am. Ai... E ok. Am pierdut o singură inimioară. Ok. Nu cheamă pe ăla, I'm Lexus. Eu nu cred că ești Lexus, că doar nu ești mașină.
Acum și tu. Nu de altă dată întrebam că am două golden head-uri și nu știam care să le țină. Ai gold? Două bucăți și tu ai una. Da. Păi da, pentru că e mișto că-ți dă... Am mărul ăla. Tu vezi cât de safe o joc? Da, e mișto și e foarte mișto că-ți dă... Cum se cheamă? Un gold block. Știi? Bă, eu o să iau și niște sugar cane-uri. Pentru? Nu facem nici găsim... Nu facem? Nu facem. Nu facem, sigur. Era un scenariu de ăsta mișto. Gen, la asta ți-am explicat. Vino pe aici, că pe aici era pe aia genul. La asta ți-am explicat, sunt diverse scenarii, știi? La unul e cut clean-ul ăsta, la unul fără gold, la unul fără diamante, știi? Și așa mai departe. Fără cai, fără... No. Și era unul mișto, ăla diamondless, fără diamante, în care când omorai un player îți dădea și un diamant. Aha. Știi? Și era mișto că nu găseai diamante în altă parte decât dacă omorai playeri. Bă, am găsit mesa. Am găsit mesa. Da, da, bă, da. Nu vreau să că nu m-am oprit să bat pe aia în genul ăla. Eu ți-am zis să te oprești. Hai să mergem să mai căutăm că sunt importante. Dacă nu avem arc, da. Dacă nu avem arc putem să zicem pa. Dacă reușim să ne facem arc pentru am... Uite găini. Ia, omoarele. Știi ce-mi place pe Bad Lions? Sunt grupate. Uite, găinile. Uite, găini. Gen, găinile sunt câte 4 așa, dacă ai observat. Uite, văd, da, 4. Știi, sunt gen grupate. Era să ții... A căzut acolo pana, dar nu mă mai duc pe ea. E bine că n-ai căzut tu acolo, bolovan. Păi era. De ce crezi că m-a încăcat pe mine? Da, și mergem pe câmp mergem. Și așteptăm. Am rămas... Teams left 10-18 playeri. Pe cât posibil să tragem de timp, să mai prindem încă o noapte. Poți să prinzi încă una, nu? Da. Sau, la un moment dat știu că bagă Eternal Day. Uite aici au luat foc o pădure. Că parcă nu țin minte, țin minte doar o noapte așa că am jucat în minimul no. Așa. Așa păi... că dacă nu găsim pe engine acum, mai greu să-i găsești pe zi. Mi se pare că e Eternal Day la un moment dat. Pe la jumătate de oră, gen, știi? Și... Deci acum trebuie să luăm neapărat. Da, acum, că e ultima noapte. Singura. Prima și ultima. Ultima și singura. Ultima da. Și singura. E aceeași chestie dacă stai să te gândești. Da, da, sună mai aiurea. Sună foarte aiurea, nu așa. Ultima și... Cum ai zis? Ultima și singura. Ultima și singura. Eu mă uit pe F5. Să am fov așa mare. Da. Dar nu văd nimic. Păcat. E nașpa fără arc. Că ai văzut, îți dau ea niște hituri de te nebunesc cu arcul. Ce hituri, mă, săgeți de alea, fai, te termină, nu așa? Da. Mă ajungi la ei și mai ai o inimă. Adevărat. Păi cam așa e, știi, adică îți trebuie un arc chiar dacă nu ai enchant pe el, știi, aici asta îmi place că nu e cumva mereu după noroc, știi? Eu pe da, gen să găsești niște gen, diamante, cum, îți faci incent și cum te vinci. Cum i-am făcut eu în UHC bar cu power 4? Pe Hypixel ești OP dacă ai kit-uri de început. Spune-mi și mie, ce să-mi faci? Ce să-mi faceți voi când eu am arc cu power 4? Să fim serioși, știi? Și săbii cu fire aspect. Mai avea unul arc cu fire aspect și power 3. Eu zic pe UHC-ul nostru. Gen între youtuberi. Când am avut arc cu power 4, frate. Ce? Ai pescuit? Nu. L-am craftat, dar ne-am chinuit mult să-l craftăm, dar și când l-am craftat, frate. Ăsta avea sabie de diamond cu sharpness 3 și fire aspect 1. Ceva de genul. Eu aveam arcul cu power 4 și o sabie cu sharpness 2 de diamond. Și eram protection 3, protection 4 aveam. Și de bun, eram OP, n-avea ce să ne faceți. S-a cam zis cu... spawn-ul la pe engine. Da. Acum dacă mergem prin pădure și mai găsim ceva așa. Pe engine oricum găsești și în timpul zilei mai puțin ce-i drept. Spuneți. Mai puțin ce-i drept, da. Păi aia e că nu se mai spawnează. Ideea e că... Oricum găsești foarte puțin mob, nu știu. Păi cred că e ceva... Modul de joc să fie easy. Putu-s, morții, mătii. Dar nu, n-are cum să fie easy că e hardcore. Modul... Vezi că spică netul. Bă,
te adec. Au făcut, uite doi, uite doi, sunt în mină. A, lol. Sub noi, sub noi. Lol. Bă, vine zombie, vine zombie, dreapta. Îl știu, mă, deșteptule. Nu vezi că mă uitam la el? Voi pe aia, genii. Nu cred. Te împiți, da, mă, că măcar să facem arcul. Facem arc. Au venit ăștia. Da. I-am dat. Rect. Unul din ei e rect. Mamă, dacă aș avea săgezi. Mă țin după ăla, are 5 inimi. Gata, l-am bătut. Mi-a pus apă, futu-ți morții, mătii! Mănânc, am mâncat. Hai că mă țin după el. Se întoarce spre tine. Unde eram acolo de am bătut pe aia, genii. Uite-l. Unde, frate? Uite-l, mă, în spate. Gata. Păi și... Hai, dă-i tu. Două inimi. Dă-i tu că eu mă ocup de capul ăsta, că... Mamă, vino că ai și string-ul, trebuie să facem arc. Păi eu m-avea string-ul, frate, dar am capul ăsta aici. A, bine, du-te, ia. Nu sunt eu suficient de prost cât să nu-i dau un hit. Mi-a pus lavă. N-am apă. Futu-ți morții, mătii, de căcatul, mătii. Cum, frate, să n-ai apă? De unde pula mea să am apă? Am luat noi apă? Da, eu am apă. E... Unde e? Era apă lângă mine, dar n-am văzut. Ăștia au lavă, au apă, au... Ce n-au, băga mea și pula nimeni. Păi și eu am, frate. Bănuiesc că n-ai spectate. De la ei, probabil. Bănuiesc că n-ai spectate, nu? Ce spectate? Alol! Cream că ai murit cu aia. Ești retardat dacă da, te mori eu așa ușor în pizda, mătii. Ia-și tot asta. Ai apă? Stai să craftez golden head-ul. Bine. Am 20 de inimi cu tocoalea galbene de la golden apple. Bine, vezi că ți-am dat. Dăm stick-uri, dăm pene, multe pene. Pene, poftim. Ia-și tot ce ai pentru săgeți. Gata. Cam puține pene. A, aveam doar 11. Bă, vezi că ia foc iarba și ne luăm mumu. Ia, stai, cam o idee. Trebuie să mergem să găsim găini, că am doar 60 de săgeți. Uite, vrei obsidian? 60 de săgeți e foarte puțin. Bă, bine. Bă, e bine, momentan. Eu cream că ai murit, mă și gândeam ce faci. Ce faci? Ce faci? Ce fac, da. Da. Găleată cu lavă vrei? Am, ți-am dat adineori. Da, ok, eu am două. Mă rog. Și aveam am și două. Apă, crafting table, nu. Și am două de la, și am două de la, pe prima pagină ai zis? Pe primul rând. Cu referatele astea. N-ai niște gold? Trei. Am două. No. Ia, ține-l tu. Stai așa, pauză de sprite. Beau și eu apă, ce crezi? Și nu e o reclamă ascunsă. La cât am vorbit cu răceala asta, mă termină, să știi. Da. Păi... De o lună tot sunt răcit. Știu. Probabil că eu eram răcit deja când eram în România și am ieșit la Revelion 10 minute afară în tricou. Fai, păi și eu, frate, adică gen aveam tricou și sacou care pula mea pe minus 10 grade centi. Așa eram și eu, tricou și sacou, amândoi. Da, tu nu erai răcit atunci, eu deja eram răcit. Răcisei și tu? Da. Mă... 0-0 în partea... Dar eram beți și nu simțeam frigul, era... Era bine afară pentru hai mine. Hai pe aici. Pe aici e 0-0. Mi era bine, nu simțeam nimic. Da, știu, dar ideea e... Dacă nu eram beat, cred că mă căcam pe mine, cărămizi așa. Dacă reușeam să le cac, că era cur înghețat. Cerem scuze pentru limbaj, dar așa mai suntem noi. Așa mai facem noi. El e mai țăran așa de felul lui. Ce pula mea, mă? Ce vrei, mă? Aha, că și tu ziceai pula, da. Te-ai chinuit să zici vrei ăla. Nici n-ai idee. Ai dat câteva cărămizi. Da. Sau vezi că-s mulți pe aici. I'm Lexus. Oricum, mă bucur că am făcut arcul. Mă bucur foarte mult. Păi... Bă, dacă te uiți, cam toți sunt low așa. Noi suntem cam printre cele mai... Full team-uri. E ala cu 0. Uite, cu... mă, ala moare 1. GG. A murit. Aha. Auzi, asta nu-i peștera în care... Ba da. A murit și
cu echipierul? Nu, n-am. Asta e peștera în care am fost noi. Da, ne-am întors de unde am venit. Păi e bine, oricum 0-0 în partea aia pe undeva. Hai, pe aici e 0-0, frate. Pe noi ne spawnase lângă 0-0. Da. Nu e chiar 0-0, știi? Mamă, ce m-ai speriat. Hei, trage unul cu arcul. În spate. L-am văzut. Mamă, dacă îi dădeam. Vezi că... Am doi. I-am dat o săgeată lui unul. I'm Kaio și Walter. I-am mai dat încă una. L-am dat pe jos! Holy shit! L-am dat pe jos din vârful copacului. Unde s-au dus? Sunt tot aici. Aoleo, vezi că nu sunt lângă tine, Eddie. L-am bătut pe ăla? Asta e low. Destul de... stai că zic imediat cât are. Are 8, am mâncat, frate. I-a mai dat o săgeată? Nice, hero, bro. Încă una, are 1 viață. Bravo, bine, băiatule! Bine, bă, Eddie, GG. Amândoi avea arc. Bă, uite cum îi atârnă capul ăsta. Mamă, dar ce arc avea ăsta, abia mai e ceva din el. Ia uite ce metodă de spart căpățâna. Stau pe blocul de gold, spar căpățâna care e spawnată sus de tot. Și spar și blocul de gold. Avea 2 blocuri de gold, tipul. Da? Holy fuck. Am 4 mere. Avea gunpowder. Serios, ce ține așa ceva în inventar? Am 4 mere, frate. Bă, Eddie. Oh. Ia să iau eu gunpowder-ul ăla. 6 gunpowder. Lol, ăștia aveau și... Bă. Vrei arcul? Am arc. Era spart oricum. Am luat 6 bucăți de gunpowder. Am nisip aici. Te întorci la mine? Mă întorc imediat. Stai să mai arunc din item. 8 oase? Dar ce faci cu 8? Auzi, ai gold? Gold? Nu, da, gold. Am un bloc în plus. Ba nu, n-am. Ai făcut cap? Pe da. Mi s-a părut mie că e un bloc în plus, dar nu mi l-a dat pe ăla de la spart. Am înțeles, eu am un golden apple. 6 bucăți de gold am. Am un golden apple și un golden head. Câte săgeți ai? 54. Hai că-ți dau, stai așa. Fai. Ia de aici. Ăștia ne-au adus victoria. Cred, să știi. Dar i-am bătut așa de ușor, ia și tot asta, că eu am 3. Eu sunt dar și eu am 3. Cu ok. Asta. Eu sunt full la viață, frate. Full. Aproape full. Și dar mai am 2 golden head-uri care sunt bune. Eu am dacă un gold. Mai dai 2 bucăți de gold, dar nu ai. Nope. M-am blocat, a dat crești creierul. Nu. Mai astea, că eu am 2 stack-uri și să mai umpli tu la alea 32. Bine. Să mai avem loc în inventar. Că știi cum se întâmplă când bați pe unul și al doilea fuge, n-ai timp să te oprești să iteme. Da, unde... Să avem inventarul cât mai gol. Unde intenționez să mergem în partea asta? Hai spre... Stau aici, pe la 0-0, zic eu. Păi da, dar 0-0 e mai încolo. Ia, uite aici e 0-0. Fiat. Că mai erau unii de scriau că 0-0. Sau ăștia erau. Cine zicea? Nu știu, ia vezi. Gelix YouTube, de... Nu erau ei. Nu mai, păi ăla au murit, cred că i-au omorât ăștia. Că uite, au comentat ăia Walter White și... Walter White. adică. Bă, nu știu unde să ia. Era mișto dacă avea și skin albastru. Avea vreunul skin albastru? Nu știu, nu mi-amintesc. Nici eu. Am uitat deja pe cine am bătut. Avem 6. Așa ești, mă, bă, uiți pe cine bați, bă. Team kills. Un adevărat războinic nu uită pe cine. Auzi, bază. Noi avem 7 team skills? Da. Lol. Your kills 4. Your kills 3. Bine, mă, Eddie. Hai că e bine, mă, e bine, nu e un match așa în care stăm și campăm. E foarte mișto, a fost foarte mișto. Foarte, da. Ai rod cumva? Ai rod? N-am. Mai ai string? Nu. Ok. Mamă, safe row. Oh, bine mă, 200. Hai că fac undița. Păi și eu am trebuia parcă. Ai un arc în plus? Stai așa. Aveam, dar era spart gen. Păi și al meu e spart, rău. Mai are 16 durabilitate. Oh, se dă șering. Mi-am făcut undiță. Gata, nu știu unde să o țin, nu mai am pickaxe echipat. Păi nicio.
O să-l pun așa, mâncare așa. Bă, eu nu mai am pickaxe deloc. Frate. Fă-ți. Păi asta fac. Nu ai nici iron. Eu am dat și iron-ul pe jos. 38 de bucăți. Eu am dat până și iron-ul pe jos. Nu, nu, nu. Eu sunt ok, am 38 de bucăți. Bă, 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 în spate. Mi-a dat săgeată. Vezi că vine. Am fugit. Vezi că au poțiuni ceva. Mamă, dar am lag la gameplay. Pa. Oh, mamă, ce i-am dat, l-am spart. Vezi că vine ălălalt. Vine spate, oh, te-am salvat. Aoleu, mi-a dat, mai am jumătate de inimă. Oh, fuck me. Ute, frate. L-am spec. Vezi că amândoi sunt 10 inimi. Bravo, Edi. Mănâncă și tu grapple ceva, nu risca. Uite, uite aici, lângă mine. A zis GG, le-am zis și eu GG. Wow. Hai că a fost frumos, trebuie să recunosc. Tu îi vezi? Tu mă vezi pe mine, gen? Nu, păi, slash spec, nu știu. A, dar gen, tu mai ești în arena? Da, m-a scos acum din arena. Fuck. Da. Aici se încheie episodul pentru mine, fraților. Da, mă gândesc să-l pun pentru că am jucat foarte bine și o să pun la sfârșit dacă am câștigat, adică rezultatul. Vă mulțumesc că ați fost alături de mine și hai să-i urăm cu toții succesul lui Edi. Mulțumesc, fraților, vă pup. Cum v-am spus, dacă la episodul meu atingem 300 și la lui Edi 500, pentru că na, Edi e mai mare decât mine în momentul ăsta, vom posta următorul episod mai repede. Așa că hai să strângem acele like-uri. Și salut! Salut! Așa, mă, hai să vedem. Edi. Mulțumesc, frate, foarte fiecare. Ți-aș da spec, dar nu pot. Știu, asta mi-aminteam și eu că nu poți. Urât, să fiu sincer. E. Da. Păi, știi ce bătălie am avut cu ăștia? A rămas într-o inimă. Și am văzut pe amândoi. Avea poțiune de strength. Am văzut. Mi-a dat un hit, mi-a luat 4 inimi. Știu că avea poțiune. După aia mi-au mai dat 2 săgeți, jumătate de inimă și a treia săgeată mă omoră. Hai că am 2 stack-uri de săgeți, cred că mi-ajung. Am rămas 6 player și 4 echipe. Asta înseamnă că e un team de... Sau? Deci dacă sunt 6 player și 4 echipe... Dar n-ai poțiuni în inventar tu, gen le-au folosit ei pe toate ca să ne bată, nu? Da. A, știau că se bat cu niște profesioniști. Îmi place de ei. Da, și totuși au luat bătaie cu tot cu poțiunile lor. Bă, poate erau din aia, gen hai să ținem poțiunile pentru mai încolo la deathmatch, știi? Eu așa aș fi fost zgârcit. Da, păi și tu îți dai seama ăștia au pierdut cu tot cu poțiuni, fără... Fără cred că rămâneai în viață. Rămâneam și în viață cu multe inimi. Așa... Un hit, patru inimi. Așa am rămas eu într-o inimă, știi? Bătându-i pe amândoi la sfârșit, dar... Hai! Gândește-te și tu puțin, un hit, 4 inimi, plus 3 săgeți mi-au dat mousepad. Da, păi tu ai pornit doar 10 inimi și ai ajuns la jumătate inimi. Așa, dintr-o dată, știi? N-am avut chiar 10, aveam... Aveai 8. 8. Cam aș. Dar zic ca idee, uite-l vă pun. Zic ca idee, știi? Nu știu. Ai de la câte inimi aveai să ajungi la... Se ascunde după un copac la Magio. Cred. Ah, ba nu. What the fuck, e lag pe Spain PvP. Eu sunt la 1v1, mă bat acum. Wow. Nu pot să cred. Wow. Hai că l-am bătut și pe ăsta. Oh. Ce amuzant e să-ți aud doar reacțiile. Dude. Ok. Sunt doi cu săbi de diamond, frate. La mine. Mulțumesc. Am nevoie.
Hai, Shrink, Shrink, scup. M-a teleportat! I-a salvat Shrink-ul? Da. Deci dacă reușesc să câștig meciul ăsta... Deși ăia sunt foarte aproape de mine. Luăm apă, ia. Ia să vedem cum ajungem noi la ei. Oh, fuck! Wait, wait! Wait! Wow, ok. Nu mai pot nici să vorbesc, frate. Ok, ăla-i mort. Wow. Efectiv. Opa. 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 Wow, știi cu aia îmi trebuie rămâna. Wow, nu pot să cred. Nu pot să cred, frate. Ai pierdut? Da. Aia e. Erau două teamuri, frate. L-am lăsat în 3. Ce să fac, că l-am lăsat în 3 vieți. În orice caz, cam ăsta ar fi episodul de Minim HC. Chiar dacă am pierdut, tot o să-l pun, că a fost destul de mișto. Din păcate n-am reușit să câștigăm, dar nu, data viitoare. Dacă vă strânge 500 de like-uri la acest episod, o să postez ceva mai repede. Și da, ne revedem data viitoare. Deci, la revedere!